Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la buletinul de știri. Pentru un oraș mai curat, autoritățile din orașul Drochi au decis să monitorizeze tomberoanele. Cei care nu vor respecta ordinea vor fi sancționați. Un oraș mai curat sub supravegherea autorităților. La mai multe tomberoane din orașul Drochia au fost instalate camere de supraveghere video. Asta pentru că mai mulți locuitori ai orașului s-au plâns pe faptul că în preajma tomberoanelor mereu era o dezordine de nedescris. Nu doar mirosul era deranjat, ci și peisajul dezolant din preajma unor blocuri locative. Drochienii spun că datorită acestor monitorizări video vom avea un oraș mai curat. Cred că e bine. Eu sunt tot la apartament și vecinii noștri, văd că mă îndrăznesc și aduc. El a să aibă în vedere că este camera de luat vedere și altfel a să adresează, nu? Mă gândesc, cred că e bine. E bună idee, dar dacă lumea trebuie să spui unde trebuie, dar nu spui prin prejur să facă râs. Poate cineva să arunci copchil, poate. E bună idee, dar cum? Dacă poate cineva nu vrea copchilul cealaltă și-l aruncă la musor. Îndată, imediat îl găsești. Cine e el? Ne gândim că da, și orașul mai curat, mai e bun. Poate e bine într-o parte, fiindcă fiecare om, unii spun jos, fac râs pe un oraș, dar orașul vrem să fie un oraș frumos, prosper. Văzând camera, eu să cot că fiecare om poate nu lucrează, dar are frică că la lor vedea și ce faci. Chiar dacă containerele de gunoi au fost schimbate pe unele noi platforme de tip închis, deșeurile oricum sunt aruncate direct jos. Cei care nu vor păstra ordine riscă să fie amendați, afirmă primara orașului Drochia, Nina Cereteu. Anul trecut am finalizat proiectul de amenajare a platformelor pentru tomberoane, platformele de tip închis care sunt în oraș pentru colectarea. Ulterior finalizării acestui proiect s-a constatat că foarte multă mizerie se creează în jurul acestor platforme. Pentru a stopa acest lucru, noi am decis să instalăm camere de supraveghere care ulterior ar putea și contribui nemijlocit la depistarea persoanelor care cu rea credință aruncă gunoiul lângă tomberon sau lângă platforma pentru tomberon și nemijlocit să fie amendată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Pentru o localitate mai prosperă și în siguranță, primara orașului spune că asemenea instalații vor fi pe tot teritoriul orașului. Este un proiect care urmează să fie extins. Încercăm acum să vă aplicăm și la un proiect internațional pentru a obține finanțare externă, în genere pentru a instala cameri de supraveghere pe tot orașul, nu doar pentru platformele pentru tomberoane. Instalarea celor 12 camere de supraveghere video la tomberoanele din orașul Drochia a costat 39.400 lei. Potrivit autorităților, urmează a fi instalate încă două camere. Locuitorii care vor arunca deșeurile în preajma tomberoanelor vor fi sancționați cu o amendă de până la 1.200 lei. Dacă ne dorim un oraș curat, atunci fiecare cetățean trebuie să conștientizeze și să păstreze această curățenie. Două companii mari de pe piața gazelor lichefiate din Republica Moldova au fost cumpărate. Detalii imediat. Două mari companii de pe piața gazelor lichefiate din Republica Moldova au fost cumpărate acum 3 luni de persoane afiliate conducerii Partidului Socialiștilor. Preluarea afacerilor cu gaz lichefiat a avut loc în perioada când activitatea celor două companii era sub lupa Consiliului Concurenței, acesta fiind bănuită de trucarea unei licitații publice în valoare de circa 4 milioane de lei. Noi proprietari declară că nu au știut despre investigația Consiliului Concurenței. La mijlocul lunii decembrie 2017, Consiliul Concurenței a anunțat public că a finalizat investigația privind încălcarea legislației concurențiale de către companiile Dominic SRL și Comerț Gaz SRL.
Consiliul a constatat că acesta a încheiat un acord anticoncurențial orizontal de tip cartel dur, participând cu oferte trucate la o licitație publică organizată de regia Autosalubritate din Chișinău în ianuarie 2016. La finele lunii septembrie 2017, în perioada când Consiliul Concurenței încă își desfășura investigația, firma Dominic SRL, unul dintre cei mai importanți jucători pe piața gazului lichefiat din Republica Moldova, a fost preluată de Irina Dolință, fiica deputatei socialiste Ala Dolință și membra a Comitetului Executiv Politic al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Tranzacția nu s-a făcut direct, ci prin intermediul Compar Plus SRL, companie pe care oficial Irina Dolință a cumpărat-o de la Unitres Investments, un offshore cipriot reprezentat de tatăl său Igor Dolință. Exact după aceeași schemă, tânăr a preluat anterior și Vesma Tech SRL, o altă companie a familiei Dolință, de la care PSRM închiriază sediul său central din Chișinău. Fostul proprietar al Dominic SRL, businessmanul Vladimir Frank, și-a cedat afacerea în schimbul la 3 milioane de lei, sumă care coincide cu capitalul social al firmei. Însă contractul de vânzare-cumpărare nu l-a semnat el, ci fiica sa, Angela Golovanova. Curios este că Dominic SRL a fost fondată în anul 1994 de către soțul Angelei Golovanova, Sergei, pe când compania avea denumirea de GIC SRL. Un an mai târziu, acesta a vândut-o lui Vladimir Frank. Chiar dacă Frank și-a cedat afacerea, aceasta a rămas oarecum tot în anturajul familiei sale. Și asta pentru că Irina Dolință, noul proprietar oficial al Dominic SRL, este prietena nepotului său, Sergei Golovanov Junior. Vladimir Frank nu a răspuns la apelurile și mesajele jurnaliștilor Rise Moldova. Fiica sa, Angela Golovanova, a refuzat să discute la acest subiect și a redirecționat la tatăl său, care va răspunde la toate întrebările atunci când va reveni în oraș. În prezent, Dominic este proprietar a unui depozit la Bălți și a 9 stații de alimentare cu gaz lichefiat. În 9 luni ale anului 2017, aceasta a ocupat locul 8 în topul importatorilor de propan butan, după ce în 2016 se clasase pe locul 5. Compania are 3 licențe eliberate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru importul și comercializarea cu ridicată a gazului lichefiat, pentru comerțul cu amănuntul a gazului lichefiat și pentru comerțul cu amănuntul a produselor petroliere. Pe 29 decembrie 2017, compania a anunțat că se reorganizează prin dezmembrare. Recent, la Dominic a mai apărut un asociat, Silvia Rusu, cu o cotă de 1%. Restul, 99%, au rămas în proprietate Irinei Dolință. În aceeași perioadă, când familia Dolință a preluat Dominic SRL, s-a schimbat și proprietarul Comerț Gaz SRL, cealaltă firmă investigată de Consiliul Concurenței. Astfel, în octombrie 2017, noul proprietar al Comerț Gaz devine Gema Rotar, membra Comisiei de Control a PSRM și veche parteneră de afacere a familiei Dolință. În paralel, Rotar figurează ca asociat unic și la Barcom SRL, firmă fondată de capul familiei Dolință, Igor, de la care a preluat-o în anul 2011. Firma Comerț Gaz a fost fondată în anul 2004 de Leonid Darii. 2 ani mai târziu, proprietar al firmei devine compania Transgaz SRL, iar în martie 2011 este preluată de Dominic SRL, ca peste 2 luni să ajungă în proprietatea Larisei Botnar. Până în iunie 2011, Botnar a fost asociată cu Vladimir Frank la Dominic SRL. Comerț Gaz este o companie de mărime mijlocie cu licență doar pentru comerțul cu amănuntul al gazului lichefiat și deține 7 stații de alimentare cu propan butan. În perioada în care Dolință și Rotar preluau afacerele cu gaz lichefiat, activitatea Dominic și Comerț Gaz era deja de 4 luni sub lupa Consiliului Concurenței. Totul a pornit de la un tender în valoare de 3,9 milioane de lei organizat încă în ianuarie 2016 de regia Autosalubritate din Chișinău. Cei doi participanți la licitație, Dominic și Comerț Gaz, au ofertat 11.300 de lei și respectiv 11.200 de lei pentru livrarea unei tone de gaz propan butan. Astfel, grupul de lucru pentru achiziții a desemnat câștigătoarea oferta Comerț Gaz. Însă, investigația inițiată de Consiliul Concurenței în primăvara anului 2017 a scos la iveală mai multe conexiuni dintre cele două companii. Printre ele, faptul că ambele oferte de participare la licitație au fost semnate și prezentate de una și aceeași persoană, Fadei Verlan, directorul Comerț Gaz, asta chiar dacă la Dominic, director și proprietar, era Vladimir Frank.
Mai mult, ambele companii împărțau același contabil șef, la fel ca și adresa la care își desfășurau activitatea, Bulevardul Grigore Vieru 22/5. Acolo, până nu de mult, se afla sediul Dominic, dar acum acesta este închis. Investigația Consiliului Concurenței a mai constatat că firma Commerzgaz cumpără de fapt gazul lichefiat de la Dominic, ultima importându-l din Rusia și Belarus. Pe de altă parte, deși a participat la licitație, Dominic nu dispune la acel moment de licență pentru importul și comercializarea cu ridicata a gazului lichefiat. Acesta i-a fost eliberată de ANRE abia pe 29 ianuarie 2016, adică la 9 zile de la desfășurarea licitației. În consecință, la finele lunii noiembrie 2017, Consiliul Concurenței a aplicat companiei Dominic o amendă de 2,57 milioane lei, iar întreprinderii Commerzgaz SRL o amendă de circa 1 milion lei pentru încălcarea prevederilor legii concurenței prin participarea cu oferte trucate la licitație. Jurnaliștii Rise Moldova au încercat să ia legătura cu Irina Dolință, dar la numerele de telefon ale conducerii Dominic SRL a răspuns Igor Dolință, tatăl Irinei Dolință. Acesta a declarat că exercită în prezent funcția de administrator al companiei și a afirmat următoarele. Noi de-abia acum am cumpărat această companie, trebuie să ne clarificăm care este situația și apoi vom decide. Fostul proprietar Vladimir Frank nu ne-a informat despre această investigație a Consiliului Concurenței și această amendă. Este o surpriză neplăcută pentru noi. Încercăm să luăm legătura cu el, dar nu reușim. Gema Rotar, cea care a preluat Commerzgaz, a refuzat să se expună pe marginea investigației Consiliului Concurenței. În sprijinul aproapelui a fost numită campanie de donare a sângelui pentru bolnavi. Cine au fost donatorii, aflați imediat. 20 de militari de la Căușeni s-au prezentat marți la primele ore ale dimineții la Centrul Raional de Transfuzii pentru a dona sânge pentru salvarea vieților omenești. Militarii care trec de câteva ori pe an comisia medicală afirmă că au venit să doneze din propria inițiativă și speră că astfel să poată sprijini o persoană la nevoie. Sunt mândru că am predat sânge. Poate sângele meu o să salveze o viață. Și suntem foarte bucuroși că am donat acest sânge, pentru că sunt oameni care într-adevăr le trebuie. Am făcut o faptă bună. O acțiune bine pentru a dona sânge, salvezi vieți, noi vieți. Sunt oameni care este necesar de sânge. Conform statisticilor, un donator are șanse de a salva 5 vieți omenești, mai ales când este vorba de nașteri complicate sau bolnavi spitalizați de urgență. Sunt militare în termen, anterior au donat și militare de contract. Adică Armata Națională permanent participă asemenea activități și este un factor benefic pentru sănătatea persoanelor și pentru sănătatea celor care primesc sânge. Pe parcursul unui an de zile, Spitalul Raional Căușeni trebuie să colecteze în jur de o tonă de sânge, echivalentul la 2088 de donări. Anual, unitățile medicale din țară se confruntă cu o criză acută de sânge, iar medicii fac apel la toți cei care pot dona să vină la centrele de transfuzii și să salveze vieți aflate în cumpănă. Sângele trebuie să fie inofensiv pentru transfuzii, deci trebuie în mod special să pregătească minimum 2 zile înainte de donare. Militarii au venit pregătiți, sănătoși, cred că e o categorie care trebuie să fie sănătoși, dacă sunt așa serviciu. Majoritatea celor care donează sânge o fac fiindcă au în spital rude sau prieteni care au nevoie de el. Medicii afirmă că pentru un caz de donare, statul cheltuie în jur de 1000 de lei. Toate recipientele sunt de unică folosință, iar sănătatea donatorului este păstrată la cel mai înalt nivel. Sângele voluntar, donatorii voluntari sunt cei mai inofensivi în planul hemotransfuziilor, fiindcă sângele lor e inofensiv din punct de vedere a maladiilor infecțioase și alte maladii, adică cel mai sigur sânge și mai inofensiv e de la categoria donatorilor voluntari neremunerați permanenți.
Statisticile arată că doar 1,7% dintre moldoveni donează sânge timp de un an. Din această cauză, suntem pe penultimul loc în Europa. Sunt însă și donatori voluntari care vin la centrul de transfuzii ani de zile. În 2017, la sfârșit, în decembrie 2017, am donat a 6-a oară. Noi, sistematic, când este ziua donatorului, noi permanent participăm, adică salvăm vieți omenești. Timp de o lună, centrul de transfuzii Căușeni trebuie să aibă în jur de 175 de donări. La data de 16 ianuarie erau înregistrați deja 89 de donatori. Pe parcursul zilei de marți, la centrul de transfuzii din Căușeni, în afară de cei 20 de militari, s-au mai prezentat alți 5 cetățeni. În total, colectându-se până în amiaza zilei, peste 11 litri de sânge. Iarna și-a intrat în drepturi în mai multe localități din țară, la Căușeni a nins marți ca în povești și dacă pentru copii a venit bucuria cea mare, stratul de zăpadă depus pe carosabil s-a topit rapid, iar pe arterele locale drumul s-a îmbrăcat în cojoc alb. Potrivit batalionului de 4 Lare Sud, pe toate drumurile naționale, regionale și locale din perimetrul raionului Căușeni, s-a circulat în condiții bune, iar pe parcursul zilei de marți nu a fost înregistrat niciun accident rutier din cauza zăpezii. Și conducătorii auto care au avut ocazia să circule prin raion marți dimineața afirmau că nu au întâmpinat careva impedimente la trafic. E bun până când, numai că de la Salcuța înspre Taraclea e cam puțin nesip să împrăștie, dar de drumul merge, dar drumul e liber. Foarte bine. Cum e drumul? E bun, e curat. La trei? Tot curat. Căușănenii spun totuși că se bucură de prima ninsoare. Aceștia speră că stratul de zăpadă va crește, iar câmpurile vor fi astupate cu un covor gros de neam. Și la copaci trebuie, ei dar mă dă o mugurașă, dacă ar fi pe urmă zerul și o să îngheță. Fructe n-a să avem. Păpădii era înflorit, calendula, ghioceie, da, ghioceie înfloriți. Ca primăvara. Normal, pentru grâu, grâu s-o frățit, dar trebuie mult numai decât trebuie. Anul trecut mai devreme. Da. A, noi să credem că strici în fără zăpadă, dar nu? A fost și primăvara cu zăpadă și... Copere. Stai ca un înveliș, ca... Da. E puțin. Dacă n-ar fi o mășa să îngheță, atunci e rău. Rău. Simt eu lecuțică atmosfera de iarnă, cum nașe. S-a lăsat cam mult așteptat. Foarte, foarte. Mai ales pentru pici. Oamenii spun că nu au mai văzut de mulți ani o asemenea iarnă întârziată. A fost în 84, copacii dăm curățăm. Ne luasem grijă de iarnă. Dăm în februarie, a venit. Și când... Mi-a dat Dumnezeu o măt. A fost trei ani tare mari. Primul măt a fost în februarie. Totuși, pentru a proteja drumurile de zăpadă, muncitorii de la SA Drumuri Căușeni au decis să instaleze pe anumite porțiuni parapet de protecție, care însă a fost doborât de vânt. Ele trebuie fixate în pământ, dar pământul e înghețat, nu le putem să batem pare. Să oprește zăpada trăsură, ca să nu vii pe drum. Eu am 30 și ceva de ani când lucrez pe aici și tot timpul aici. Să grămădești o mătă tot timpul și ea că facem asta și pe ele mai puțin o mătă bine pe... Șeful Societății pe Acțiuni Drumuri Căușeni, Adrian Turtureanu, afirmă că au în stoc peste 1200 de tone de material antiderapant. Toate autospecialele au fost pregătite pentru intervenție, iar în caz de necesitate pe drumurile raionului se va lucra în regim non-stop. Totodată, Societatea pe Acțiuni Drumuri Căușeni recomandă participanților la trafic să se conformeze prevederilor regulamentului circulației rutiere în vigoare, în special celor ce țin de dotarea automobilelor și conducerea acestora pe timp de iarnă. Până la momentul de față au fost antrenate 14 autospeciale la procesul de dezepezire pe toate drumurile republicane și regionale
deservite de Societatea pe Acțiuni Drumuri Căușeni. Au fost răspândite aproximativ 125 de tone de material antiderapant și deținem totodată 1250 de material antiderapant pentru orice eventualitate. Este auto specială, o freză de zăpadă care se antrenează în procesul de dezepezire numai în cazul situațiilor excepționale. Este îmbucurător faptul că până la momentul de față nu a fost înregistrat niciun accident rutier. Necătând la asta, am vrea să atenționăm conducătorii auto care nu și-au echipat corespunzător autovehicule să se abțină de la deplasări pentru evitarea situațiilor neplăcute. Totuși, ninsoare și temperaturile scăzute nu se vor menține mult timp. Potrivit meteorologilor, joi, miercurul din termometre va oscila între minus 3 grade în nordul țării și plus 2 grade în sud. Vineri și sâmbătă temperatura va crește până la plus 5 grade ziua. Decizia Comisiei Electorale Centrale de a respinge înregistrarea grupului de inițiativă pentru organizarea referendumului antimixt este ilegală și abuzivă, susțin inițiatorii plebiscitului. Membrii grupului de inițiativă acuză instituția de faptul că a executat o comandă politică adoptând o decizie neargumentată juridic. Inițiatorii referendumului mai susțin că toate argumentele aduse de Comisia Electorală Centrală pentru respingerea inițiativei au fost combătute în procesul de dezbateri publice. Activiștii civici au anunțat că nu se vor conforma deciziei CEC și vor forma un nou grup de inițiativă cu privire la desfășurarea unui referendum de anulare a sistemului mixt de vot. În opinia lor, obiectivul suprem al întregii societăți, indiferent de viziunile politice, ar trebui să fie acum revenirea la sistemul proporțional de vot. Totodată, membrii grupului examinează posibilitatea de a contesta decizia CEC în instanța de judecată. Menționăm că pe 17 decembrie anul trecut a fost constituit grupul de inițiativă pentru organizarea referendumului legislativ privind anularea sistemului electoral mixt, din care fac parte peste 700 de persoane. Magistratul de la judecătoria Chișinău, Iurie Obadă, care i-a aplicat 30 de zile de arest lui Andrei Brăguță, decedat ulterior în penitenciar, a fost eliberat din funcție. Decizia a fost luată astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii. Se întâmplă după ce Procurorul General și Inspecția Judiciară au contestat hotărârea Colegiului Disciplinar al CSM de încetarea procedurii penale în privința judecătorului. Iurie Obadă a fost acuzat de incompetență profesională gravă, fapt respins de magistrat. Moldova continuă să-și sporească livrările de produse vitivinicole în străinătate. Potrivit datelor balanței de plăți a țării, în special pentru 9 luni al anului 2017, în comparație cu aceeași perioadă anului 2016, Moldova și-a mărit exportul de produse alcoolice cu 13,6%, ajungând la 127,68 milioane de dolari. Creșterea livrărilor peste hotare a producției alcoolice în perioada ianuarie-septembrie 2017 s-a datorat sporirii volumului de exporturi de vinuri și divinuri moldovenești atât în țările Uniunii Europene, cât și în țările CSI, precum și în alte state care nu fac parte din acesta. Cel puțin 21 de persoane au fost rănite astăzi după ce un autobuz școlar a deraiat și a intrat în zidul unei case aflate în sudul Germaniei, au anunțat autoritățile locale. Aceștia au declarat că încă nu cunosc cauza accidentului, iar șoferul autobuzului este interogat de poliție. Toate locurile din autobuz erau ocupate la momentul accidentului, iar poliția nu are detalii cu privire la câți copii se aflau în vehicul. Autoritățile au mai menționat faptul că zona din jurul locului în care s-a produs accidentul a fost blocată, cazul fiind investigat. 15 ianuarie a fost ultima zi de depunere a dosarelor de participare la concursul Eurovision etapa națională. În context, organizatorii anunță că 28 de dosare au fost înscrise în concurs, în listă regăsindu-se atât nume noi, cât și interpreți ce ne-au obișnuit cu prezența lor. Reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision Song Contest 2018 va fi selectat în urma 3 etape, audiții live, semifinala națională, ce va avea loc la data de 22 februarie, și finala națională, ce se va desfășura la 24 februarie. Anul trecut, țara noastră a fost reprezentată la Kiev, Ucraina, de către trupa Sunstroke Project, care de altfel a obținut un loc istoric pentru Moldova, locul 3. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea, rămâneți și în continuare alături de noi.